Bună ziua! În cadrul rubricii O carte pentru tine, voi prezenta Chișinău 1918, ghid album al orașului. Autorul cărții este Radu Vosacenko. Lucrarea a fost publicată la editura Epigraf Chișinău în anul 2018. În prima carte, parte a lucrării, sunt prezentate autoritățile și instituțiile statului din acea perioadă, adrese și telefoane utile din Chișinău, organe ale statului, cum ar fi Sfatul Țării, dar și deputații Sfatului Țării, instituții ale armatei, poliția, jandarmeria și altele. În a doua parte, intitulată De la A la Z, sunt prezentate în ordine alfabetică, este prezentată în ordine alfabetică infrastructura Chișinăului de la acea dată, instituții, societăți, dar și persoane fizice care prestează și furnizează servicii populației. Bănci, spitale, magazine, depozite, fabrici, librării, avocați, medici și altele de genul ăsta. Pentru cineva familiarizat cu imaginea actuală a Chișinăului, orașul de acum 100 de ani pare un pustiu și depopulat. Totuși, autorul ne prezintă destul de multe edificii admirabile care au rezistat vicisitudinilor timpului și care ne bucură până în prezent ochii, cum ar fi Palatul Sfatului Țării, actualmente Casa Limbii Române, Clopotnița și Catedrala și încă multe alte edificii foarte frumoase. Totuși, nu toate edificiile s-au păstrat, o bună parte a lor au fost distruse în timpul celui de-al doilea război mondial. Clădiri care făceau din Chișinău un oraș foarte frumos, asemănător celor europene. Una din acestea este Casa Eparhială din Chișinău, numită și Casa lui Serafim, Palatul Metropoliei, Casa Armatei Roșii. A fost o clădire cu o arhitectură deosebită, existentă pe parcursul anilor 1911-1947. De-a lungul anilor existenței acesteia, clădirea a fost sediul Metropoliei și Eparhiei Basarabiei Țariste, precum și sediul pentru numeroase magazine din centrul orașului. Clădirea a fost aruncată în aer la începutul celui de-al doilea război mondial de trupele sovietice aflate în retragere. După terminarea războiului, nu a mai fost restabilită și a fost demolată în 1947. Cartea prezintă un interes deosebit pentru cei pasionați de istorie, aici regăsind o mulțime de amănunte interesante, edificii care au rezistat timpului, dar și clădiri care pot fi văzute doar în imagini. Respectiv, propunem această carte atât celor avizați, cât și cititorilor care doresc să afle mai multe despre orașul natal, răsfoind această carte cu informație eterogenă și fotografii, imagini pe măsură. Vă doresc lectură plăcută!